dintotdeauna mi-am dorit un copil. Totuși a fost un pic greluț, deoarece uterul meu este un interceptat cu problemuțe. A fost o provocare pentru doamna doctor Gabia, un doctor fenomenal, un medic de excepție. Nu a fost ușor, a fost o perioadă greluță, însă s-a meritat. În momentul de față, având un băiețel, sănătos, pot să mă declar o mămică împlinită. Nașterea în familia Arcadia, aș putea să spun, a fost o naștere excepțională, începând de la asistent, anestezist și, în prim plan, doamna Gabia. M-a surprins plăcut, deoarece fiecare s-a comportat excepțional, extraordinar. Și după, doamnele asistente au avut mereu grijă să nu lipsească absolut nimic. Au întrebat absolut tot ceea ce consider că am nevoie să le zic. Pentru mine a contat foarte mult relația cu asistentele. În momentul în care aveam nevoie de absolut orice, pur și simplu doar chemam. Și au fost acolo când am avut nevoie de un calmant, de absolut orice. De absolut orice. Chiar sunt extraordinare. În sala de operații am fost extrem de emoționată. Iar în momentul în care mi-am auzit copilul plângând, nu-mi venea să cred. Și am întrebat, acesta este copilul meu? Da, bineînțeles. Sigur, este al meu? Și da, a fost foarte emoționant. Extrem de emoționant. Relația mea cu doamna doctor Gabia Oana Ramona, minunată, extraordinară. Este un medic excepțional. Dacă ar fi să mai fac 10 copii, categoric, tot în grija dumnei aș vrea să fiu. A avut grijă de mine, mi-a răspuns la absolut orice oră, indiferent că a fost 2 noaptea, 5 dimineața, indiferent că poate era liberă sau poate era în altă parte, a avut o grijă excepțională de mine. Îmi doresc să-mi alăptez bebelușul exclusiv la sân. Foarte, foarte mult m-au ajutat doamnele de la neonatologie. În privința alăptării, sfaturi extrem de multe. Și aseară, și alaltă ieri, și pe toată perioada spitalizării. Au avut o grijă excepțională atât de copil, cât și de mine.